la Coștei în timpul Marelui Festival de Folclor. Familia Ionel și Piersa Nicolițe, original din Petrovăsâla, care trăiesc și muncesc în Hamilton, urmăresc cu mare interes toate manifestările românilor de pe aceste meleaguri. Mai bine de 4 decenii și jumătate, casa familiei lui Ionel Nicolița Cruciu este la Hamilton în Canada, iar gândul la Petrovăsâla. Ați revenit acasă după un car de vreme. Am revenit după 46 de ani, am plecat, am fost tânăr, băiat când am plecat, de 14 ani și m-am întors acum, la 60 de ani m-am întors înapoi. Spuneți-mi unde v-ați stabilit? Ne-am stabilit în Hamilton, Canada. Avem rudenii acolo, verișor, unchi și mai multe rudenii avem acolo. Deci neamurile au fost acolo când ați plecat? Da, bunicul a venit în 1956 cu bunica și străbunicii au venit în 1928. Ar venit străbunicul cu străbunica ar venit. Am avut rudeni mai de mult în Canada, da. Și cum e să trăiești de dincolo de ocean, cu gândul mereu acasă, presupun. Da, sigur, întotdeauna cu nevasta, cu Persa, am vorbit despre satul natal, nu ne-am pierdut obiceiurile, nu ne-am pierdut tradițiile, tot așa ne-am ținut graiul pitrovician. Cum se face de nu ați uitat limba? Am înțeles că și nepoții vorbesc românește. Vorbesc românește, da. N-am uitat, fiindcă în continuu am vorbit acasă. De exemplu, la muncă trebuia ca să vorbim limba engleză, dar când am venit acasă cu nevasta, numai românește am vorbit. Cu dialectul pitrovician am vorbit. Vorbim ca acasă la Petrovăsâla. Da, da. Și când ne ajunge dorul de casă, mai scriem și cât o poezie. Da, ca... da, da. Dumneavoastră mi-ați zis că sunteți pentru prima dată la Coștei. Prima dată, și da. Când am ales un loc unde să ne oprim, ați preferat să ne oprim aici, lângă bustul Eminescu. Lui Eminescu. Da, desigur, marele nostru poet, da. Eminescu. Am să vă rog să ne citiți o poezie, să vedem cum este dorul descris de dumneavoastră în versuri. Da, această poezie am scris-o eu, Persa, cu soțul meu, Ionel, revenind acasă la sat, pe meleagurile străbune. Și poezia este: călătorule, dă-n drum, călătorule, dă-n drum, stai o vorbă ca să-ți spun. O vorbă și o întrebare: cine ești, de unde vini oare? Sărut mâna, moș bătrân, dar nu-s călător pe drum. Sunt un sufletel de om și de sat trăiesc cu dor. Aici eu m-am născut și om mare m-am făcut, dar rătăcind prin viață, omul tot trage speranță că se întoarce aici la vatră, la vatra de la sat, de unde toți am plecat. Tot în acest sat frumos și mare trăiau și ai mei moși și strămoși. Aici este vatra părincească și glia strămoșească. Asta-i Petrovăsâla noastră, satul meu mult iubit, unde și eu am trăit. Dar tinerel te-am părăsit, cât pe lume voi trăi, nici când nu mai rătăși. Nu pot uita de al meu neam, că-i român, petrovișan, de pe plaiul Bânățan. Uită că vatra satului mă cheamă să mă vin pe acasă, pe la glia strămoșească, dorul să se potolească. Prin lume poate fi bine, dar ești străin, o știm toți bine, nu îi ca acasă la cine, străinătatea îi tare grea, nu îi ca în țara ta. Întotdeauna trăim bine, dar suntem străini. Ne simțim străini. Cu gândul la voi. Și cu gândul la cei dragi de acasă. Am înțeles că pe lângă faptul că vorbiți în familie românește și cu nepoții, vă și întâlniți acolo la Hamilton sau la picnicurile petrovicienilor din Canada. Da, de fapt, picnicul se ține la Princeton, Ontario,
și îl avem în fiecare an, depinde acum în 2, 3 sau 4 iulie. Ne simțim tare bine când ne întâlnim unii cu alții. Avem ședință cam prin martie, prima ședință o avem, să organizăm. Ședința pregătitoare. Da, ședința, da. Și după aia o avem una în mai și una două săptămâni înainte de picnic o avem. Cum am spus mai înainte, ne simțim bine. La picnic dejunul e... Da, asta voiam să vă întreb pentru bănățenii noștri, pentru telespectatori, să le explicați ce faceți la picnic, de fapt. O organizăm să se simte toți bine, și pitrovicenii și din alte sate care îi primim cu mult drag. Din toate părțile, da. Dimineața dejunul conține de părădăi. Începeți cu dejunul? Da. Cu dejunul se pune la ora 10, până la 2, la 3 după masă. Părădăiți, jumireți, cum se spune la noi, clisă, brânză, pâine caldă. Pâine caldă și șapă de-a nouă. Da. Se simt toți bine și spune că tot se simt bine, ca la ei acasă. Noi asta vrem. Ați spus până la ora 3. După amiază ce faceți? După amiază o să avem porcel fript și carne de găină, cum se spune la noi, Kentucky Fried Chicken, și prânzul se servește, cartofi tăiați, fripți în fripți, da. Aia de la 3 până la vreo 5 durează. După aia avem seara la 8, avem cârnați pe barbecue. Avem, pe așa grătar. Pe grătar, da. Și fiecare se simte bine și noi ne stare, cum se spune, tare făloși. Că și noi ne simțim bine cu musafirii noștri și cu goștii noștri care vin să ne vadă. Da. Acum, doamna Persa, da? Vreau să vă spun că eu am întâlnit numele dumneavoastră în ziarul Familia din Petrovăsâla și mă bucur că, iată, stăm aici în fața lui Eminescu, da. Și ne puteți citi câte ceva din creațiile dumneavoastră. Da, sigur, o să vă citesc această poezie care este chiar aici, în ziarul care a fost, în ultimul ziar care l-am primit, și zice așa: bace vânt de primăvară, bace vânt de primăvară, m-a ajuns dorul de țară, de țară și al meu sat, de care nici când nu pot să mă despart. Trăind și rătăcind printre străini, tot cu lacrimi și suspini, că dacă cazi la greu, străinul nu-i neamul tău, nu-ți vine în ajutor și să uită crunt la cine, parcă ia-i pita din mână. Străinul nu-i sângele tău, ce lasă prădrum plângând, fie iarnă, fie vânt. Spune că ești vinitură, nu ești de aici bășcinaș, chiar de muncești aici de o viață, nu înțeleg că de mult ce greutăți am părăsit al nostru sat, și am plecat în străinat. Mi dor de pomii înfloriți, de grăgina cu flori, de păcurari și de turma de oi. Mi dor de a mea copilărie, de cai și de coșie, de vieșini și neamurile toace, că-i greu prin străinătate. Roata vieții se învârcește, ajunsă-i în toamna vieții. Dorul de Petrovăsâla nu ne lasă, din ce îmbătrânim, tot la sat ne gândim, de anii copilăriei ne amintim. Am înțeles, domnule Ionel, că mi-ați mărturisit, vă rog să spuneți, că vizionați programul în limba română al televiziunii. Da, programul vostru, televiziunea Novi Sad, în fiecare zi, miercurea mai mult, mi se pare că un ceas jumate aveți acolo și mă bucură faptul că vă aud aproape în fiecare zi, vă aud. Totodată ascult Radio Horion, Radio Reșița Seminic, care are o oră la cererea ascultătorilor, muzică bănățeană, și Antena Satelor. Ați dus dorul de casă, dar înțeleg că cu muzica sunteți acasă, acasă. Acolo. Oh, foarte mult. Da. Muzica la mine de dimineață, de când mă scol, și până după masă, în continuu. Muzica populară, muzica autentică populară românească. De unde această dragoste față de muzică? Aveți o tangență cu vestitul
Unchiul Petru Avramescu Vilimir, mama mea și cu dânsul ar fost frați. Eu m-am crescut de mic cu muzica și din cauza aia îmi place foarte mult, îmi place muzica populară și până mor tot nu se schimbă asta. Și iată, ați venit la Coștei. Am venit la Coștei și sunt tare bucuros că la festivalul de 2011 am venit ca să-l văd în persoană. Da, și... da. E greu să trăiți atâtea decenii cu dorul de casă. E greu, vă spun că e greu, care simt dorul ăla de vatră strămoșească, dar acel dor îl ducem așa prin lume, printre străini, dar avem foarte mulți prieteni și consenteni și bânățeni din alte sate de aici, din Banatul nostru, și ne mai alinăm dorul unii cu alții. Acum, pe lângă faptul că ați venit în Banatul sârbesc, în Banatul nostru, ce ați mai vizitat? Am fost și pe pământul românesc, am vizitat Timișoara, am stat 3 zile acolo, tare mult m-a plăcut. Chiar într-o seară am fost la muzică populară, care m-am simțit foarte bine. Când ne-am întors înapoi, am fost în satul Jamu Mare, de unde strămoșii noștri ar veni și ar format satul Petrovasela, și Clopodia, de unde vine nevasta și familia lui nevestei și a lui verișorul Traian Căta, și m-am simțit foarte bine, m-am simțit împăcat că tot asta am vrut, ca să văd de unde vin strămoșii noștri. Veți pleca cu impresii frumoase, foarte frumoase de acasă, dar poate Dumnezeu ne va mai aduce pe aceste meleaguri la vatra strămoșească și la cimitirile strămoșilor noștri. Spuneți-mi, nepoții au fost la Petrovăsâla? Nu. Ar fost la Uzdin, nepoții al Marei de 9 ani, al Jonathan și Daniele de 8 ani. Anul trecut s-a căsătorit băiatul, în 29 mai a fost nunta, și doresc ca la toate rudenile numai bine și spor la muncă, și tot așa să fie cum până acum. Vă mulțumim pentru interviu și vă dorim o zi frumoasă. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru aceste sincere mărturisiri, căci ați fost cu gândul, cu dorul de casă de 46 de ani. Cu multă plăcere, cu multă plăcere. Și vă doresc călătorie plăcută și să reveniți. Da, mai des. Ionel și Persa Nicolița au revenit acasă, iar peste câteva zile se vor întoarce la Hamilton.